Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am o știre care spune multe despre ce fac românii că sunt la muncă. Ce fac românii că sunt la muncă? Practic, cei mai mulți dintre ei habar n-au care e treaba lor. Ca noi. Nu eu, da. De ce ne uităm așa unul altul? E un studiu, nu spunem noi. Asta e un studiu care zice că aproape 60% dintre angajații români nu își cunosc, de fapt, responsabilitățile la locul de muncă. Asta e tare. Păi, mai mult de jumate. Practic orice guvern. 58% oscilează între pauze de cafea și solitaire un pic. Acum, pentru că nici șefii nu știu ce au de făcut angajații, nici nu prea îi întreabă. Da. Ca să nu se facă de râs. Peste 2/3 dintre angajații din această țară sunt rar evaluați de către angajator, uneori chiar deloc, arată rezultatele unui studiu de specialitate, date centralizate de MKOR, asta este compania. Din cele 9.000 de responsabilități exprimate în studiu, 88% sunt nemăsurabile. Bun. Adică înseamnă că angajații nu știu cu adevărat ce au de făcut, când și cât pentru a performa. Deci pe principiu să fie bine, să nu fie rău. Și chiar și așa în discuții apar primele. Cele mai multe prime se dau pentru că oamenii și-au făcut treaba, pur și simplu. Știam că banii aia se cheamă salariu, dar în România se dau și prime pentru că ai prezență la job sau pentru că îți faci treaba. În ceea ce privește bonusurile, studiul arată că doar 8% dintre bonusuri sunt atribuite pentru îndeplinirea unor obiective măsurabile. 23% sunt bonusuri primite de sărbători. 30% sunt acordate pentru ca angajații să-și facă treaba, pentru care primesc oricum salariu. Cum ziceam, de exemplu, respectarea procedurilor. Sau îndeplinirea responsabilității. Ce bun e asta. Sau încadrarea în termene. Normal, primești salariu. Deci nu sunt bonusuri de merit. Da, dar eu cred că încurajarea... Propuse de managers. Nu, de managers. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.